Cos de sute de metri la una dintre stațiile pe din Bălți. Zeci de taximetriști și conducători auto din oraș au stat ore în șir ca să-și facă plinul la una din stațiile de alimentare cu gaz metan. Mai mult, cea mai mare benzinărie unde șoferii puteau să se alimenteze cu acest fel de combustibil și-a asistat activitatea pentru o perioadă nedeterminată. Conducătorii auto s-au plâns că presiunea joasă a gazului metan din țevi nu permite alimentarea mașinilor. Transportul public din oraș, în special autobuzele de pe linia 25, dar și șoferii autoturismelor cu gabarit mare, nu vor avea unde să-și facă astăzi plinul. Și asta deoarece cea mai mare stație PECO din oraș, dotată cu boxe speciale, și-a asistat activitatea în această dimineață. Apoi, ce nu? Pentru că gaz. Periclilăm gaz. Ну, no, стою, короче, проеду, давление маленькое, проеду, я проезжаю так 130 километров, вот а так проеду 70 километров. Разница есть? Уни динтре кондукатори ауто, кред ка девина се фаче цари Это нам сандуца за дорогу в Европу, мы стоим в очереди в Европу попасть. Тяжело работать, работа стоит, а мы стоим в очереди. Невозможно. Это терминат -а газа, Ладенш. Că nu achităm, adică s-a terminat contractul cu gazul de la Rusia și mașina asta lucrează pe gaz în permanent face și 500-800 de km pe zi. Și acum dumneavoastră trebuie să stați în rând și să așteptați minim două jumătate de oră? Minim 2-3. ceasuri. În această dimineață șoferii din Bălți s-au pomenit că nu își pot alimenta mașinile cu gaz metan la această benzinărie, una dintre cele două existente în oraș. Totul se întâmplă din cauza faptului că presiunea gazului este prea mică. În timp ce șoferii spun că problema constă în presiunea joasă din gazoduct creată de cantitatea mică de metan livrată, reprezentanții stației PECO au declarat jurnaliștilor TV Nord că de fapt este vorba despre o procedură de profilaxie. să spun că pe stanții tehnice, profilactica stanții, Metanul este cel mai accesibil combustibil la noi. Pentru un metru cub de gaz, șoferii scot din buzunar câte 8 lei.